Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! În studioul nostru este locotenent Irina Popa, purtător de cuvânt al ISU Neamț. Bine ați revenit la noi! Bună ziua, bine v-am regăsit! Mulțumim frumos pentru invitație! Aș vrea să începem această emisiune, din păcate, cu o chestiune tristă. Știm că pompierii au suferit o pierdere în ultimul timp. Este vorba de generalul Nițică. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte, să nu începeți să plângeți. Toți îl plângem, să știți. A fost un colaborator extraordinar al nostru. Știm că pompierii îl plâng încă. Și aceasta este dovada. Așa este. Îmi cer scuze pentru emoții. Am să dau citire, dacă nu vă supărați, unui comunicat despre domnul general. Vineri, 31 iulie anul 2020, comandantul nostru, generalul de brigadă Nițică Ioan, a plecat să ne vegheze lângă stele. A fost primul comandant al instituției nou create în anul 2004, Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Neamț, instituție care, după 15 ani de existență, se apropie de obiectivul setat de liderul său. Vreau să fim cea mai bună instituție din județ. Domnul general a fost un om extraordinar, a fost un patriot. Da, așa cum am spus în comunicatul de presă, domnul general Nițică a trăit pentru jurământul pe care l-a depus și transmitea de fiecare dată emoția când era rostit jurământul. Jur credință patriei mele România, jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții, jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Acesta a fost domnul general de brigadă Nițică Ioan, comandantul pompierilor timp de 15 ani. Un patriot, un om dedicat în slujba cetățeanului din județul Neamț și nu numai. Dumnezeu să-l ierte și sunt convinsă că ne va veghea de sus, de acolo. Probabil Dumnezeu are de făcut și acolo un inspectorat pentru situații de urgență și s-a gândit că domnul general este potrivit. Mulțumesc și mă scuzați că am avut emoție. Este nicio problemă. Până la urmă, emoțiile sunt omenești și atâta timp cât, dincolo de faptul că v-a fost șef, v-a fost coleg. Așa este. Atunci când un coleg părăsește echipa, indiferent de probleme, de situații, de parcă se rupe o bucățică de suflet. Din păcate, anul acesta am pierdut doi camarazi, de comandantul nostru și un coleg de pe Smurd, care a plecat și el prea devreme dintre noi, la 42 de ani. Doamne. Dar ne revenim, îi păstrăm în amintirea noastră. Ce ne întărește, nu? Așa este, îi păstrăm în amintirea noastră și sunt convinsă că ne vor ajuta de acolo de unde sunt acum. Doamna locotenent, tot în acest registru un pic mai sumbru, știm că aveți și trei colegi care au fost testați pozitiv cu COVID-19. Dacă ne puteți spune care este situația? Așa este. În data de 1 august am primit o confirmare că avem un coleg care își desfășoară activitatea în cadrul detașamentului Piatra Neamț. Rezultatul a fost pozitiv la COVID-19. Acesta a fost internat în spital, a trecut peste perioada nefastă, critică. Este bine, a fost externat în urmă cu 2 zile, se află acasă, în recuperare. Da. Dar mai avem surpriza să mai avem încă 3 colegi pozitivați. Sunt asimptomatici. Direcția de Sănătate Publică a județului Neamț desfășoară o anchetă epidemiologică la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț și se vor lua măsurile ce trebuie în acest sens. Din ce știu, la intervenții, salvatorii trebuie să meargă cu, cum să spunem, cu echipament. Echipamentul dumneavoastră are în dotare și combinezonul pe fiecare, de fapt, în interiorul fiecărei auto speciale din cadrul ISU Neamț există echipamente pentru
mă rog, lupta intra, împotriva... Da, exact, în contact cu persoanele care sunt posibil suspecte sau infectate. De obicei, cei care merg și își desfășoară activitatea pe ambulanțele SMURD sunt echipați corespunzător cu mască, mănuși și combinezoane. Și cei de pe autospecială folosesc mănuși, masca și masca contra fumului. Pentru că atunci când merg la intervenție trebuie să folosească acea mască cu aparatul de respirat în spate. Vorbim de cei care merg pentru stingerea incendiilor. Căutăm și atunci permanent. Atunci când se deplasează către o intervenție, li se spune sau celor care solicită intervenția pompierilor, li se cer informații vis-a-vis de COVID-19? Adică omul când pleacă pe teren știe unde se duce și la ce se duce? În principiu, noi cunoaștem persoana la care mergem în sprijin. În sensul că există o bază de date cu persoanele care sunt confirmate pozitiv, izolate, carantinate, pardon, că acum carantinate, sau izolate la domiciliu. Atunci când se merge la un caz în care o persoană este posibil infectată, colegii pleacă din subunitatea din care fac parte, echipați corespunzător. Deci, Centrul Județean de Coordonare a Intervențiilor ne transmite zilnic o listă cu persoanele infectate sau... carantinate sau izolate sau da, ce care fie sunt, acolo, doar să fie informați salvatorii până la urmă, da. Să nu-și pună lor viața în dar, pericol. Dar după cum vedeți, sunt cazuri la care intervenim, persoanele sunt pozitive, fără știe, simptome poate. Și fără să cunoască acest lucru. Am înțeles. Și acum să trecem până la urmă la, să spunem așa, activitatea dumneavoastră și în ultimul timp ne întâlnim cu două categorii de intervenții din ce în ce mai des. E vorba de descoperire de muniție rămasă neexplodată și de incendiu de vegetație uscată. Haideți așa să este. Vedem despre muniție. Totuși, din al doilea război mondial și până acum tot descoperim muniție, tot descoperim muniție. Mai avem de descoperit muniție? Se pare că mai avem încă muniție de descoperit. Chiar în această săptămână, colegii noștri au avut trei misiuni de asanare pirotehnică. Au început săptămâna cu o misiune de distrugere a munițiilor rămase neexplodate, găsite până în acest moment. Din cauza că nu mai era suficient spațiu în depozitul nostru, a trebuit să o distrugem. Cele mai multe elemente de muniție rămase neexplodate se găsesc în județul Neamț, în localitățile Brusturi, Vânător Neamț, Cordun, dar chiar și în municipiul Roman. De aceea dorim pe această cale să amintim cetățenilor care găsesc astfel de elemente de muniție rămase neexplodată, în primul rând să sune la numărul unic de urgență 112. Este foarte important să anunțăm întâi forțele profesioniste despre găsirea acestei muniții și să nu atingem acele obiecte găsite pentru că pot provoca moartea. Este chiar foarte adevărat. Avem cazuri când oamenii au mișcat obiectele găsite și au produs răni grave care ulterior au produs la decesul persoanei. Da, vedeți dumneavoastră că nici nu prea avem de unde să știm ce e acolo. Ne apucăm de săpat în grădină și când am tras cu sapa și am mutat din loc chestia aia, ne zboară și capul. Să sperăm nu că... Nu avem de unde să știm. Acum... Sunt o mulțime de detectoare din astea, de metal. Nu știu cât de legale sunt, dar probabil există niște hărți din cel de-al doilea război mondial cu diverse depozite din acestea de armament. Totuși, n-am putea să verificăm acele depozite, cum au fost ele strategic amplasate și verifica pe cele locuri dacă mai există. Pentru că din ce mi-amintesc, totuși, știm că
la Cogălniceni, la Ion Creangă, nu mai știu unde, au fost depozite de genul ăsta. Am înțeles. Nu știu, eu zic, cred că s-au luat astfel de măsuri și s-au făcut cercetări în acest sens. Da, sunt și persoane care dețin în mod legal aparate pentru detectat metale și ne-am întâlnit cu această persoană. Nu, chiar avem în zona Târgu Neamț o persoană dedicată acestei pasiuni, căutarea muniților rămase neexplodate. Persoana respectivă își desfășoară această activitate în luna iulie. După cum ați văzut și noastră, avem foarte multe misiuni în zona Brusturi, Vânător și Vânător Neamț. Cu ajutorul detectorului merge prin pădurile din acea zonă, găsește elemente, după care solicită echipa pirotehnică pentru a face verificări mai ample. Cred că s-au făcut, după cum am spus, cercetări în acest sens, cu siguranță. Dar, din câte cunosc, nu intră în competența noastră pentru a verifica aceste hărți. Sigur, nu știu, a fost așa o idee, da, că până la urmă cetățenii sunt în pericol. Pentru că în Moldova a fost front, a fost linia frontului, a trecut pe aici, a fost o mulțime de lupte. Și na, ziceam și eu, habar n-am cum se gestionează la un moment dat muniția asta pe timp de război. Cert este că suntem în pericol. În orice moment suntem în pericol. Așa este. Am avut o misiune foarte dificilă în localitatea Cordun, unde o persoană a găsit în temelia casei element de muniție. A fost o misiune grea pentru pirotehniștii nemțeni, pentru că au trebuit să dea cu dalta și ciocanul și să scoată acel element. Atingă. Da. Poate așa vă dați seama ce înseamnă meseria de pirotehnist, una dintre meseriile salvatorilor sau una din atribuțiile salvatorilor, pentru că salvatorii sunt părțiți în mai multe categorii. Pirotehnist, cel care merge și își desfășoară activitatea pe ambulanța SMURD, paramedicii și pompierii care intervin pentru localizarea și stingerea incendiilor, pentru degajarea persoanelor sau animalelor medii ostile și scafandrii. După cum știți, avem și scafandrii care intervin. Iar vara știu că și scafandrii au de lucru suficient. Da, am avut chiar de lucru. Dar revenim puțin la măsurile de prevenire a accidentelor în cazul descoperirii de muniție rămasă neexplodată și aș dori să readuc aminte. Sfaturi, da. să le dați câteva sfaturi. Să readucem aminte telespectatorilor dumneavoastră ce trebuie să facă în cazul în care găsesc un astfel de element. Este foarte important, după cum am zis, să anunțăm la 112 despre evenimentul produs, adică că am găsit un element de muniție rămasă neexplodată, să nu mișcăm sau să mutăm din locul în care am găsit obiectul respectiv, chiar dacă se poate constata că nu e vorba de o muniție rămasă neexplodată. Să nu ridicăm, să transportăm acel element. Fac o paranteză. S-a întâmplat ca la detașamentul din Târgu Neamț să vină o persoană cu o bombă în mașină, în portbagaj. Vă dați seama... Și la Roman, dar nu acum. Acum mulți ani, când omul a luat chestia aia în sacoș și a venit cu autobuzul până la poliție să o predea. Vă dați seama că e hilar. Dar e deosebit de periculos. Foarte periculos. Deci și-a pus viața în pericol și atât noi, cât și a participanților la trafic și a salvatorilor, că a venit la poartă cu bomba în portbagaj. Trebuie să avem grijă să nu introducem aceste elemente de muniție rămase explodate în foc. Nu le introducem nici măcar în interiorul locuinței. Să încercăm. Dacă tot am spus că nu trebuie să le luăm din locul în care le-am găsit, să nu căutăm să obținem foloase materiale pe acele elemente, pentru că se mai poate întâmpla să le comercializeze la operatorii economici care colectează ferul vechi. Dacă ținem cont de aceste mici sfaturi,
putem trece cu bine peste un eveniment de astfel. De altfel, chiar nedorit. Da, așa este. În ultimul timp, aceste elemente de muniție rămase neexplodate au fost găsite în agricultură, da, în grădina oamenilor de obicei, atunci când fac săpături pentru canalizare. Pentru fundațiile caselor. Pentru fundațiile caselor și în pădure se găsesc atunci când mergem la cules de ciuperci. Am avut cazuri. În ape, în râuri, lacuri le găsim? Nu prea am avut astfel de evenimente, cel puțin în ultima perioadă, dar am avut, le-am găsit la balastiere și uh-huh. în zona balastierilor, la tupilați. Am mai avut periculos. Și la, da, la Timișești și la Bicaschei avem, am avut săptămâna aceasta chiar în o misiune. Da. Aș vrea să trecem la incendiile de vegetație uscată. La fel și aici, din păcate, aici avem de-a face cu inconștiența unor concetățeni de-ai noștri, dacă acolo nu prea ține, adică ține și nu ține de noi. Așa este. Că nu-ți dorești să dai peste o bombă în pământ, dar aici chiar ține de noi. Aici trebuie să respectăm niște reguli. Există o legislație în vigoare. Nu știu câți dintre cetățeni o cunosc atâta timp cât folosesc incendiile astea și de aici degenerează. Noi anul acesta am avut destul de multe intervenții pentru stingerea incendiilor produse la vegetația uscată. Astfel că din la începutul anului până pe 10 august, când am făcut o statistică, am constatat că pompierii au intervenit la 271 de incendii de vegetație uscată. Cauza probabilă de producere a acestor incendii a fost stabilită în 235 de cazuri ca fiind focul deschis în spații deschise. Adică au dat foc pur și simplu. Au vrut să facă curățenie. În 19 cazuri a fost fumatul în locuri nepermise. Adică este foarte important pentru cei care fumează să se asigure că după ce au terminat de consumat țigara, că au stins-o. Nu trebuie aruncată la întâmplare, pentru că incendiile de vegetație uscată pot produce pagube materiale importante și chiar pierderi de vieți omenești. Un incendiu de vegetație uscată se poate extinde foarte repede, pot ajunge la locuințele cetățenilor. Mai mult de atât, știți foarte bine că în lanurile de grâu, de orz. Pășune, de orz, mai sunt și animăluțe acolo și mai omorâm și animăluțele de acolo odată cu incendierea acestor lanuri. O singură dată am avut cauza stabilită ca fiind jocul copiilor cu focul. De 15 ori a fost acțiune intenționată. Iar odată am avut depozitarea cenușei și a jarului nestins în apropierea materialelor combustibile. În total au fost afectate 1097 de hectare. E o suprafață destul de mare din punctul meu de vedere. Și știți foarte bine că am avut incendii pornite de la vegetația uscată care s-au extins la fondul forestier. Am avut în Borca vreo 3 zile de intervenție pentru că ar trebui ca oamenii să știe că noi când mergem la incendii de vegetație uscată sau fond forestier nu putem să mergem cu autospeciala, dăm drumul la autospecială, furtunul pe și s-a terminat. Cum mergi cu autospeciala? Păi în pădure, știți cum merg colegii noștri care rucsacii special cu apă, pe o distanță de 1, 2, kilometri, 3 și este obositor că pe lângă rucsacul cu apă pe care îl cară, mai cară și echipamentul. Mai cară și pliciu, pentru că mai trebuie să mai dea la plici, ca așa se stinge incendiile de vegetație uscată. Păi când ajunge acolo e obosit. Păi dați seama. Revenim, ne amestecăm. Pompierii sunt pregătiți permanent pentru a merge la o intervenție. Au o formă fizică foarte bună. Poate îi vedeți, și... da, da, că trebuie să reziste presiunii. Da, ei au costumul de pompier cu tot cu aparatul de respirat cântărește undeva la 20 de kilograme. Deci pe lângă greutatea corpului,
mai cărăm încă 20 de kilograme pentru a interveni. Incendiile de vegetație uscată sunt incendii simple în aparență, dar sunt destul de dificile, pentru că ele se dezvoltă în focare și, după cum am spus, se pot extinde la locuință. O singură scânteie e suficientă să ajungă, nu știu, la casă, la o casă din lut, se aprinde imediat? Deși mulți ar spune că sunt case de pământ, totuși nu uitați că în lut sunt paie. Așa este. Apropo de scânteie, am avut un incendiu la o locuință în Vânător Neamț. Și vreau să vă aduc la cunoștință că incendiul s-a propagat la o locuință la 3 case distanță, la acoperiș. Deci a sărit peste 3 case. Da, pentru că era tablă, 2 case aveau acoperișul cu tablă, iar a treia era cu draniță. Vai. Și intervenția a fost promptă, nu a fost afectată foarte tare, dar ca să vedeți cât scânteia de care ați pomenit dumneavoastră, cât este de periculoasă. De aceea, haideți să fim un pic conștienți atunci când dăm foc la vegetația uscată. Trebuie să, dacă tot ne gândim să facem curățenie, să nu fie condiții meteorologice nefavorabile, adică vânt? Să vântul. Vântul este cel mai mare dușman în asemenea situații. Să-și închipuie telespectatorii că atunci când fac un foc mic și suflă în sobă ca să se aprindă. Deci exact același efect este. Efectul nu este de stins, efectul este de... Așa este. Mai, de făcut mai mare, de extindere. Când dau foc, să fie făcut pe o suprafață mai mică. Mai bine ardem de mai multe ori și ne asigurăm că s-a stins, mergem pe o altă nu parcelă. Nu dăm foc fără să avem o găleată de apă lângă noi. Asta este alt punct la care, la care trebuia să ajungem, să spunem că trebuie să ne asigurăm că putem localiza și lichida incendiul, adică dacă se poate să avem un stingător lângă noi sau câteva găleți cu apă, pentru că, după cum am zis, dacă e vânt, se duce foarte repede, se propagă. Și trebuie de fiecare dată să anunțăm autoritățile publice locale, adică să aducem la cunoștință primăriei pentru a obține un permis de lucru cu focul deschis, pentru a ne asigura să aibă cunoștință și serviciul voluntar pentru situații de urgență din localitatea respectivă, să fie pregătit. Percepția cetățeanului este că e gunoiul meu și fac cu el ce vreau. Dar, de fapt și drept, nu este așa. Odată ce anunțăm autoritatea publică locală, serviciul voluntar pentru situații de urgență este în priză atunci. Absolut. Da? Și în cazul în care se întâmplă ceva, pentru că se poate interveni. Și mai important, cred eu, dar dumneavoastră dacă nu e așa să mă contraziceți, nici nu te supui unor sancțiuni. Pentru așa că ai anunțat, odată ce nu respecti acești pași, ești pasibil de sancțiuni. Știți cum e? Eu cred că nu trebuie să luăm calcul neapărat că primim sancțiune. Trebuie să fim corecți, să ajutăm și pe celălalt de lângă noi. Pentru că dacă nu dăm foc la gunoaie decât controlat, putem salva și culturile vecinului sau locuința vecinului. Dacă anunțăm autoritățile publice locale, după cum ați spus dumneavoastră, serviciul voluntar vine, este pregătit, pentru că în serviciul voluntar sunt voluntari, nu sunt pompieri care stau 24 din 24 ca la inspectoratul pentru situații de urgență. Acolo sunt voluntari și sunt anunțați, vin din timpul lor liber pentru a veni în sprijinul comunității. Eu vă mulțumesc foarte mult, s-a terminat timpul alocat emisiunii noastre, dar promiteți că veți mai veni și atunci vom mai pune în discuție și alte subiecte la fel de interesante. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră vă mulțumim pentru faptul că ați fost alături de noi. Să rămâneți în continuare. Toate bune!